În județul Alba există șase situri contaminate și alte 17 situri potențial contaminate, potrivit datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului Alba. La nivelul județului, costurile totale pentru operațiunile de decontaminare a siturilor contaminate s-ar ridica la aproximativ 36 milioane de euro, proprietarii acestora fiind nevoiți să achite circa 20.000 de euro pentru analizele preliminare necesare. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la nivel național, Există 210 situri contaminate la care poluarea a fost dovedită și alte 1183 de situri potențial contaminate. Singurul județ din România cu pământuri perfect curate în care nu se regăsesc nici situri contaminate, nici potențial contaminate este Vaslui.